Aș vrea să vă fac o mărturisire. Pe următoarea invitată aproape că nu o mai recunosc. Minodora, bine ai venit! Bine v-am găsit, iubiții. Dacă nu aveai părul ăsta așa, știi, și fața mai inconfundabilă, nu te mai recunoșteam. Sincer. Mulțumesc. Arăți fantastic. Mulțumesc, sufletul, iubiții mei, sunteți minunați. Data trecută când am fost la voi și vă povesteam că m-au ajutat foarte mult picăturile care le luam din străinătate să slăbesc, am promis că în momentul în care comand, vin și la tine cu un cadou și ți-am adus și ție să slăbești și tu, dragule, să te văd tras prin el. Gata, da. Ok, o să-ți ajungă o lună de zile, după care o urmăritoare de-a mea m-a informat că au fost aduse și în România. Se găsesc și în România. Am înțeles. Deci următoarea lună ți le comanzi tu de acolo. Să rămână, mersi mult. Cadou din partea mea, tu nu ai nevoie. N-ai, acum sincer, nu e cazul. Tu nu ai nevoie, dar o să vezi. Pofta de mâncare și de dulciuri. Arăți acum așa cum arătai la, nu știu, în adolescență? Arăt acum cum arătam de 65 de kilograme cât am acum. Arăt ca la 19 ani. Ca la 18-19 ani, nu? N-am mai avut aceste kilograme de dacă te rog să te ridici în picioare, te super, te rog, așa. Și vino puțin în fața mesei ca să te vedem, să te putem vedea mai bine, așa. Și o să-i rog pe colegi să facă o descriere ce la picioare cameră. Ia uite. Deci extraordinar. Dar vrei să zic ceva, tu ai și mușchi pe picioare, da. Adică... Ce tu ai și mușchi, auzi? Muncesc, fac... Nu, adică sunt definit, fac sport, fac masaj, muncesc. Excepțional. Excepțional. Și astăzi am venit puțin mai sexy îmbrăcată, măi, știi că eu nu umplu așa că picei și mi-e și rușine, dacă vrei să știi. Auzi, știi ce, în cazul tău e o slăbire foarte frumoasă. Da. Este, adică la față nu s-a modificat nimic. Știi de ce ai iubit-o? Pentru că e în timp. Știți de ce? E în timp. Eu de un an și jumătate e slăbirea asta. De slăbirea asta nu s-a produs în 5 luni, în 4 luni. Deci eu nu am dat 20 de kilograme pe lună sau 10 kg într-o lună. Ca să te nenorocești. Nu, am dat step by step, adică pas cu pas. Cu răbdare, am avut răbdare, da? M-au ajutat și astea pentru picăturile, pentru... Așa și pomă, mă rog, a intrat într-un ritm pe care... Intri și să se știe clar, mă, frate, nu mănânci 5 sarmale și picăturile și vrei să slăbești. Exact, da. Adică am fost atentă și la ce mănânc. Nu m-am reținut de la poftele mele, carne prăjită și așa, da? Da. Dar ai micșorat cantitățile. Da, cantitățile, cum spune mama mea, că ea tot timpul s-a ținut un pic de cap. N-a fost ușor să reduc cantitățile. Pe ceșcuța de cafea, farfuria... De la ceșcuța de cafea. Cam aia e cantitatea de mâncare. Da, ai trecut și tu în adolescență prin perioada asta prin care trec toate fetele, dețin toate dietele din lume, că li se pare că... Nu, iubitul, pe timpul nostru nu era așa nu ceva. Exista, eu vin din era, timpurile vechi. Exact. Atenție! Deci atenție, eu sunt de pe alte timpuri. Eu sunt altă generație, fata mea. Că tu ai 30 de ani. Mâncai ce prindeai la masă, lasă-o că nu adică se știa. Adică la micul dejun, cel puțin eu la micul dejun mâncam fasole. Paprikaș de cartofi, ce era anuală, să ne înțelegem. Corect. Nu exista mic dejun... Ce puțin la noi, avocado familie, și alte... Avocado, cine nu știam ce e ăla? Păi da, nu, și... Nici acum nu știu foarte bine dacă vrei să mă... Dar chiar cum arăta copilăria ta? Copilăria mea arăta... Era sărăcuță. Era sărăcuță. Mama frezor, tata strungar, un salariu așa cât era. Ne mai îmbrăca, mai... Nu era... Sărăcuță, dar nu tristuță. Păi automat intervine și tristeala, tristețea când îți dorești și tu ca și copil, nu știu ce Adidas sau nu știu ce pantalon sau nu știu ce geacă sau nu știu ce ghiozdan sau nu știu ce o chestie. Da, aveau jurul tău copii ceea ce tu nu aveai? Păi da, pentru că atunci nu știți că se știau cei care sunt mai bogați și cei care sunt mai nu foarte bogați. Adică se vedea, se știa și în clasă că copilul lui Cutărescu e mai avut, celălalt e mai sărăcuț. Da, se știa, se vedea chestia asta. Și, cum să spun, a fost așa oarecum frustrant în perioada în care eram copil. Și aici eu mi-amintesc de clasa 1, 7 ani, pionier, știi? Cu uniforma, cu nu știu ce. Eram frumușică așa, aveam și o fundițele alea la cozi. Eram curată, mama ne avea grijă de noi, așa, eram foarte ok. Dar era o oarecare frustrare, că de multe ori la școală nu era sandwich.
Și ne, mai, și ne mai rugam, mă mai rugam pe acolo în clasă, îi mai păcăleam pe una. Bă. O făceam pe una, ba, am avut o fată care am păcălit-o, m-a lovit odată, nu știu ce mi-a făcut, m-a lovit odată și a păcălit-o, dacă nu mi-aduci sandwich în fiecare zi, nu e și pentru mine, te spun că m-a lovit, că uite ce vânătaie mi-ai făcut. S-a adus. Da, mă, deci ce-ți, da, mi-a adus, mi-a adus. Era așa, dă și mie o mușcă. O mușcă, știi, o mușcă, da, adică da, da, o gură de... O mușcătură, da. Dar nu-ți la tine, da, de exemplu, nu știu, un ou fiert sau niște brânză? Nu aveai la tine pachetel? Păi nu aveam nici ouă, nici brânză. Dacă mâncam fasole la micul dejun și cartofi, ouă, brânză, despre ce vorbim? Rar. Nu, da, nu? Nu. Păi n-aveați găini, nu. N-aveați... Păi nu, stăteam la bloc, la Reșița, eu n-am stat la țară. Și n-aveați bunici să vă trimită? Nu, sau? Nu. Nu, la țară bunici care să ne trimită să așa, nu. Nu. Asta a fost, a fost greuț, însă mama făcea eforturi, în afară de muncă mai mergea în Iugoslavia în perioada aia și vindea diferite chestii, servize de aici, de farfurii, de nu știu ce, da, făcea da, un da, ban, da, da. Venea cu câte o geacă, mi-a cumpărat odată un casetofon cu o casetă așa, cu LED-uri foarte frumos, cu casetă cu Dr. Alban și Mariah Carey, da, 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 da. După care am și studiat ulterior, m-a ajutat acest casetofon, ne făcea, încerca să ne facă pofte, așteptam sărbătorile să primim pungile cu portocala și bomboanele de pom. Da. Dar ți-amintești când ai început tu să le oferi lor cadouri? Când ai început să câștigi bani? În primul și rând să... eu am început să câștig bani de la 14 ani, pentru că am început să cânt în restaurant și câștigam bani în fiecare seară, cântam în restaurant până noaptea târziu, mama venea, mă lua de la restaurant, a doua zi dormeam cu capul pe bancă pe la școală, da, mă lua somnul că pierdeam ore multe în restaurant și din bănuții care îi făceam, dădeam în casă și ajutam la cumpărături. Să erau facem... pentru familie. Da, să cumpărăm de mâncare, să avem ce ne trebuie. Asta a fost. Eu am scris în postare astăzi pe Minodora Oficial, este adresa mea de Facebook, despre venirea mea la voi astăzi și despre faptul că voi discuta despre viața mea de dinainte de a deveni persoană publică. Și în această postare îi mulțumeam totodată mamei mele pentru faptul că ne-a ambiționat și că ne-a dat curaj să trecem peste acea perioadă, că ne-a spus întotdeauna că avem potențial, că putem să realizăm lucruri, că să ținem capul sus, ne-a învățat mama, și să avem demnitate. Întotdeauna să... Demnitatea e foarte importantă. Nu am dat voie nimănui să ne trateze de sus, chiar dacă eram mai sărăcuți sau mai așa, cineva să ne trateze de la altă scară. Nu am permis chestia asta, mama ne-a învățat să avem demnitate și ne-a spus întotdeauna că o să fie bine, ne-a învățat să nu fim invidioase pe mine și pe sora mea, în sensul în care dacă mergem la cineva în casă care era mai stărit și stătea foarte bine, nu ne dădea voie să spunem, vai, dar uite cu tare, să fim revoltate pe faptul că de ce cu tare are și noi nu avem. Mama spunea, lasă mamă că o să avem și noi o și o să ne ajute și pe noi Dumnezeu și asta, și o să putem, mai mare. Așa, o să putem face. Și ne-a insuflat această încredere și ne-a insuflat chestia asta să nu fim invidioase. Eu nu sunt, din cauza datorită mamei mele, eu nu sunt un om invidios. În acest moment, și dacă văd fete și persoane care sunt ok și au, eu mă bucur. Dar asta se vede la tine. Da. Vreau să ne povestești de pregătirile de iarnă, cum erau în copilăria ta și cum sunt acum, dar înainte de asta... Da, e de povestit asta. Înainte de asta vreau să vedem, pentru că se apropie Halloween, nu știu dacă tu sărbătorești sau nu. Unii s-au pregătit ca la carte pentru această sărbătoare. Damiana, știu că ai mai multe informații. Unde ești și ce se petrece acolo? Bună, Dami! Bună, bună tuturor! Mai întâi de toate vreau să vă spun că astăzi este și ziua dovleacului. Eu am venit un dovleac printre dovleci. Am adunat aici toți prietenii. Îl pun și pe ochiosul printre ei, că nu puteam să vin așa cu mâna goală. Și o am alături de mine pe Isabela, care i-am va povesti despre ce se întâmplă aici. Suntem într-o tabără de dezvoltare personală pentru cei mici. Astăzi, la Clubul Fermecat, am făcut aici un decor de toamnă, deoarece o să facem un festival. Deoarece este ziua dovlecilor, eu am pictat un dovleac amuzant. Foarte frumos. Deoarece mă liniștește să pictez. Extraordinar, foarte frumos. Și văd că ai decorat aici cu totul așa, ai adus și tufănele, roadele toamnei. Dar văd că și aici se întâmplă ceva. Ia asta să vă arătăm. Ianis, povestește-ne mai multe.
Colegele mele au făcut din lut și din paste, au făcut niște arici. Wow, și ariciul acesta este țepos, țepos și am înțeles că are câte ace? 5.000. 5.000 de ace. Și ce mănâncă el? Ce face? Mănâncă ouă, mănâncă insecte otrăvitoare, mănâncă șerpi. Și când se sperie, ce face? Se bagă în carapace. Asta e. Trebuie să vă arătăm că aici sunt tot felul de activități. Vino să-mi povestești tu, că știu că tu știi mai multe despre ce se întâmplă din punct de vedere sportiv. Horațiu ne-a pregătit un traseu sportiv. Așa, și este... Care, uite, e plin de dovleci și... Și fân. Așa, și tu ai făcut acest traseu, l-ai parcurs, vrei să-l parcurgem împreună? Da. Cum? Ia, explicăm. Sărim printre... Hai, dă-i drumul! Hai, bravo! Uite, are și susținători! Extraordinar! Așa, acum trecem prin cerculețe și avem și cauciucuri. Foarte frumos! Copiii din spate se joacă, sar pe trambulină, avem o grămadă de activități pentru cei mici, iar toate acestea nu ar fi fost posibile fără Ioana. Ioana care se ocupă de tot ce înseamnă activitate frumoasă pentru cei mici. Da, noi am pregătit foarte multe activități pentru copii, mai ales că vine Halloween-ul, sâmbătă o să avem o petrecere și o să pictăm și dovlecei cu culori fluorescente, să lumineze în întuneric, pentru că lor le place foarte mult. O să avem această adunare sâmbătă, așadar vă așteptăm pe toți să veniți să participați la activitățile noastre, pentru că noi ne distrăm și suntem dornici de prietenii. Ne distrăm, colorăm, dar știu că festivalul la voi se întinde pe multe alte ediții, să zicem așa. Da, acum suntem într-o tabără care ține de luni până joi. Copiii dorm aici și fac numeroase activități. Dimineața ne trezim, facem sport, facem gimnastică, facem stretching, alergăm. Extraordinar, tot felul de activități pentru cei mici. Îmi pare rău că sunt deja mare, că m-aș fi alăturat și eu. Cam atât de aici, mă întorc la voi! Mulțumim tare mult, Dami. Apropo de, uite, Halloween, e moda asta acum. Da, eu nu sunt cu Halloween. Dacă am adoptat de la american, a fost de acord cu Valentine's Day-ul, că așa. E cu iubire și așa. Da, asta cu Halloween-ul, cu ăia urâți așa, cu păianjeni și noi, mi-e frică. În copilăria noastră oricum nu era. Dar deși era obiceiul ăla cu dovlecii. Cu dovlecii l-aveam. Cu dovlecii sculptați? Nu știu. Ba da, eu știu că aveam. La mine la Reșița n-a ajuns să se informația. Dar n-avea legă, nu știam de Halloween sau ceva. Dar vreau să vă invit, Andreiuța, da, și pe voi, vreau să vă invit la mine acasă, pentru că dacă o să vedeți cum am ornat pentru toamnă, oricum cu dovleci și cu bostan, așa, și acum când mă duc acasă, voi orna intrarea în casă, am cumpărat mulți bostani și pepene de la mic și porumb coceni și tot felul, și vreau să vă invit, o să plângeți, e o atmosferă la mine de toamnă. Ce de nu-mi vine să ies din casa mea. Numai ceaiuri beau de toate formele și numai scorțișoară miroase și vă îndrăgostiți la mine dacă veniți. Ce-mi place oricum, latura asta a ta, mi se pare foarte frumos. Vai, chiar vreau să vă invit, vreau să vă invit la mine și separat, pentru că discutam înainte de pauză, vreau să declarați public așa, că veniți la o masă făcută de mine așa. Venim cu cea mai mare plăcere. Cu cea amândoi, mai mare plăcere. Vă luați soțiile, ției soțul, ției soția, nu așa vă chem. Păi nu, așa. Punem boxa, familie, da, calumea, pun boxa, da, orgă, facem să așa cântăm, o seară. Să și dansăm. Da, 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 păi cove să-mi cânte. Și tu, și tu ala, da, și Ade, cu, da, nu, trebuie, nu, e păcat în această viață să nu... Corect, chiar da, e corect, păcat. Corect, să vedem corect cu regulile astea cum ne încadrăm, exact, ca să nu ne ia lumea păi la ori după aia. Păi trebuie să fim... În odaie. Minim șase, maxim șase, parcă știu. Păi șase, ăștia suntem. Voi doi, voi doi, șase. Yeah, that's the team. Asta e echipa. Da, da, da. Da. Apropo da, pasiunea asta ta pentru decorat izvorăște din copilărie? Îți amintești de cum decorai izvorăște casa? Izvorăște când... de la ceea ce, de la starea care mi-o dă lumina lumânărilor parfumate. Lumina lumânării. Aha. De la asta izvorăște. Îmi place enorm în casă chestia asta și anotimpurile în sine, primăvară, vară, toamnă, iarnă, lumânările parfumate și de aici pornește totul. Și anotimpurile. Te simți pur și simplu mai bine. Vai de capul meu.
Vai de capul meu, sunt pe altă lume, deci sunt, ies din mapamond, ies din tot, nu mai știu de nimic. Foarte și să vă arăt, bine Crăciunul? Și să vă arăt astea de toamnă făcute manual de mine, litere scrise Mino, Papi, Marco, scris atât în miniatură, puse în copăcei. Am făcut aseară, am avut de lucru frumos. Cu soțul. Bravo ție. Cred că bravo soțul ție. E mesaje. Nu prea. Îl ții mă, Liviu, cum s-a apucă el și... Dar numai și săracul că ne-a arătat decorațiunile de Crăciun și nu, se lovea cu capul ce de ele. Cu vai, ce e pod, vai, ce e pod, fraților, câte cutii și saci. Săracul de el, da. Aici la Vorbește Lumea, Minodora este pregătită să ne cânte, Doamne... Nu ne revenim. Da. O melodie foarte frumoasă. Da, iubitul meu, este o melodie care eu am făcut-o pentru tatăl meu, pentru că mi-a reproșat oarecum că am făcut melodie pentru Mica, pentru sora mea și pentru el n-am făcut nicio piesă. I-am făcut-o cadou pentru ziua lui de naștere de 14 august. Da. A fost ziua lui de naștere și am făcut-o cadou. Este în premieră în această după-amiază, din ziua, în această după-amiază la voi. Înainte de a cânta, vreau să îmi prezint și eu iubiții mei cu care cânt eu, pe care, la care eu țin foarte mult. Sunt frații mei, Daniel Negrescu la acordeon și Viorel Bădoi, care cântă și la Filarmonica din București. Cu soțul, bineînțeles. La vioară. Da. Și el este iubitul meu prieten. A fost și ziua lui ieri. La mulți ani, Vio, să ne trăiești, să fii sănătos. Da. Și soțul meu, șeful nostru direct. Da, normal. Liviu de la Timișoara. Cel Liviu care Mihon. Se ocupă și de decorațiuni în timpul liber, doar. Da, doar în timpul liber. Dedic acest cântec pentru tăticii tuturor și pentru tații voștri. Mulțumim tare mult. Să fiți atenți un pic la text. Eu exact, l-am făcut textul. Exact. Dedic și eu melodia asta tatălui meu. Este și ziua lui. Astăzi nu este cred. Sfântul, cum îl cheamă, tati? Dumitru. Dumitru, da. La, și la mulți ani și pentru toți Dumitru. La mulți ani, tati Dumitru Alucove. Vă pupăm, să rămână. Ne vedem mâine la 10:30. Acum rămâneți cu Minodora.